Am început. Bun, Un nou început, un nou un început. nou început, da. Un nou mereu de la capăt. Da, mereu aportăm aceeași, mă rog, în spate este aceeași temă, că în față aparent este despre altceva. Uite, mă gândeam la, am tot zis Situații noi să diferite luăm, de viață, nu? Da, da, să ne legăm de cazurile pe care le am eu în mod deosebit și mă gândesc la cele care sunt cele mai frecvente, știi, care vin așa la fileu mai des. Sau cel puțin cele care au venit în ultima vreme. No, că mi-e mai ușor să mă raportez la ce s-a întâmplat în ultima săptămână. Dau un exemplu legat de... Există o tendință în momentul de față ca oamenii să, datorită pandemiei, să se mute. Și să se mute dintr-un oraș în altul, dintr-un cartier în altul, dintr-o casă în alta și așa mai departe. Și am și eu o mulțime de prieteni care și-au cumpărat cine a putut, s-au făcut credite cine a putut sau fiecare în ce context s-a aflat acolo să facă schimbarea legată de casă. Și vine o doamnă și mă întreabă de curând și am mai avut noi în alte webinarii persoane care întrebau sau ne-am întâlnit chiar cu ele, dacă ți-aduce aminte la niște evenimente pe care le-am avut, care întrebau dacă le este benefic să se mute în diverse zone ale țării, știi? Da. Cum e mai bine să... Și acum îmi bufnește râsul după ce am înțeles cum funcționează lucrurile. N-ai unde să fugi, că ei încearcă să fugă exact, de ele. Exact, și când fugi, îți întărește go-ul, de fapt. Deci ei vor o neplăcere mai mare. O suferință exact. Și o primesc. Și totuși vreau să dau un exemplu foarte frumos. O doamnă care a plecat de la opoziție, știi că mai e câte unul care, sau câte o persoană care chiar se trezește, chiar simte să facă schimbarea în moral. Doamna aceasta avea o funcție, dacă nu mă înșel, din ce mi-aduc eu aminte, parcă să zic că era la o bancă. Și o poziție, nu de junior, da? Nu de începător, avea o poziție mai sus. Și am avut noi un dialog atunci și am spus că trebuie să schimbe. Era și o poziție foarte masculină ce avea de făcut acolo. Și am zis că mai ți-ar fi foarte benefic. Nu se mai simțea bine în contextul în care se afla. Și doamna aceasta a renunțat complet, dar complet. S-a mutat de tot. S-a mutat într-un sat. S-a mutat într-un sat, dacă nu mă înșel, nu vreau să zic prostii, dar parcă să zic în Oltenia. Și trăiește la casă, la curte. Așa, de la o poziție în București se întâmplau lucrurile înainte, realitatea ei era în București și într-o poziție undeva de management, din ce mi-aduc eu aminte, într-o bancă. Și acum, după suferință, după boală, după ce a trecut prin niște provocări, evident că nu renunțăm ușor, s-a mutat la curte. Și aș vrea să vorbim despre două aspecte. Adică poate să vină cu plus și cu minus o mutare. Ea este de 1000 de ori mai fericită și mai împlinită și mai sănătoasă decât era când era în București. Adică asta este o variantă frumoasă și ok. Și s-a mutat la modul, nu-ți imagina o casă, și-a luat o casă țărănească, nu și-a luat o vilă, să ne înțelegem. Da? O casă în care nu are condiții. Bun. Și este varianta cealaltă în care oamenii fug. Și aici poate insistăm un pic. Poate fug la mai bine. Da. Și dau de mai rău. Cazul acesta este cazul fericit când te duci mai, da, care mai este puțin. De, care este rar. De fapt, mai nimeni. Așa, este foarte rar. Da. Eu am senzația câteodată că nu 97% sunt în ego. 97% la 1000 sau la 10.000 sau la 100.000. Da? Că deja dacă 3% sunt ok, tot e ceva. Este, dar este puțin. E foarte puțin, îți dai seama. Da. De-aia e atâta suferință în lume, de-aia este atâta boală. Este mult mai multă boală decât era înainte. Bun, să ne întoarcem la contextul de genul ăsta, la fuga dintr-o poziție. Pentru că sunt oameni care vor să fugă de șef, știi? Că nu mai suportă și asta am întâlnit-o în cazurile pe care le-am avut de-a lungul timpului de multe ori. Este situația în care vor să fugă de colegi, că le apasă pe butoane și se ceartă toată ziua cu ei acolo. Și când vor să se ducă la o poziție mai sus. Da? Și toate astea sunt din ego.
Totuși, ce pot să facă? Ce ar avea de făcut o persoană care spune, șefa mea mă cheamă la job câte 12 ore? Ar trebui să fii fericită. Că nu șefa ei o cheamă la job, ci Dumnezeu o cheamă la job ca să-i scadă orgolul și să salveze viața în viitor. A ei și a copilului ei sau al familiei sau părinților. Asta este o variantă și există și varianta în care ea stă, nu pune nimeni, în care ea stă câte 12-14 ore pentru bani. Că vrea mai mult. Nu-i nimic, da? Poate bine să plătească chestia asta în anumit moment. Da. Pentru că banul îi întărește la fel comoditățile, stabilitatea, îi crește orgolul și iarăși va trebui să piardă. Să știi și tu că ăștia care conduc lumea și care stau la masă 8 ore pe zi, o viață întreagă și reprezintă 1 milion de oameni care stau și studiază, știu foarte bine cum să ne mânuiască pe degete. Ei ne pun în situația în care noi căutăm cât mai mult bine pentru noi, dar în momentul acela crește orgoliu, presează sufletul, duce dincolo de linia roșie subțire, sufletul cheamă necazurile și ei sunt asistenții din spate. Ei sunt politicienii, ei sunt avocații, ei sunt medici. Îți dai seama ce ușor își dau lor de lucru și ei trăiesc foarte ușor și simplu. Și noi ca frarii ne cedăm energia vieții. Când normal, noi am venit aici să ne bucurăm de viață, nu? Să trăim raiul pe pământ. Sau să facem pământul un rai. Dar ca să faci lucrul ăsta, trebuie să menții o distanță față de viață. Să nu o vrei cu totul. Să o lasă să curgă prin fața ta. Să nu te agăți de ea. Cu orice agățare, înseamnă o respingere din partea vieții. Deci orice dorești din viață, vei pierde. Pentru că viața este secundară. Și din cauza asta sunt primele 3 porunci, noi le încălcăm. Să nu-ți faci idol, nu? Să nu-ți faci chip cioplit, să nu cauți... Să nu mă cauți acolo unde eu nu sunt. Dumnezeu nu este. Administrarea lumii materiale este dată ființelor întunericului. Da, cu siguranță. Și omul când vrea ceva al lumii, el îl vrea pe diavol, nu îl vrea pe Dumnezeu. Da. Dar câtă decădere la ce se poate ajunge este absolut incredibil. Și a fost dintotdeauna a fost. Da. Vorbeam astăzi într-una dintre sesiuni cu doamnă. I-am dat un exemplu așa, pentru că există această tendință, nu știu dacă în mod deosebit la femei, sunt și bărbați care caută poziții înalte, însă femeia nu prea are ce să caute acolo, pentru că este deja într-o energie masculină când conduce în sine. E ver, caracteristic el, bărbatului, da. E caracteristică bărbatului, exact. Și îi exemplificam acestei doamne, i-am zis așa, uită-te la... Procentul mare al artiștilor, nu mă refer la români, sincer știu mai puține despre români, dar mai multe despre străini, care au căzut din... Adică se duc către mai mult și mai mult și mai mult și mai mult. De exemplu, un cântăreț la nivel internațional e un exemplu clasic, ca să zic așa, și după aia încep să bea sau să se drogheze, mai ales asta cu drogurile e mega clasică. Și exemplificam asta pentru că e clar cu funcția... E mega evident, mai limpede de atâta, nu știu cum se poate spune, îți dorești mai mult, știi? Și la un moment dat ajungi la maximul de mai mult și nu mai ai ce să mai ceri. Și pentru că nu mai ai ce să mai ceri, începi să te distrugi singur. Știi? Da. Da? Adică au absolut orice, au milioane, miliarde, nu știu, de euro, de nu știu ce, ca știu eu ce cântăresc cu concertele lor și așa mai departe. Și la un moment dat afli despre ei că au murit de supradoză, dau un exemplu, știi? Păi asta se întâmplă pentru că s-au dus către mai mult. Și este culmea. Toți știm, din start, că lucrurile astea sunt nocive. Că ucide, exact cum e. Că acest mai mult ucide. Da. Măi, și tot pe ăla alegem. Deci e ceva absolut incredibil. Știi? Adică știi clar că dai în diabet dacă o să mănânci în fiecare zi 2 ciocolate sau tort sau nu știu ce. Tot aia facem. Da? Sau critica. Știi foarte clar că în momentul în care critici, judeci, reproșezi, vei crea conflict. Îți este clar că n-ai cum să creezi iubire din asta. Este evident. Și tot aia facem. Știi? Da. Ce să mai... Soluția ar fi să
ne lăsăm în toate situațiile de viață continuu, nu le lipsește continuitatea și numai Da. continuitatea poate să distrugă obiceiurile acestea care sunt foarte bine însămânțate în noi și sunt programe foarte puternice care vin de la alții. Da, dacă faci selectiv, cum am tot pomenit, nu apuci să ajungi, Nu trebuie apuci în orice să-L simți și situație. să-L vezi pe divin, n-ai nicio șansă. N-ai cum. Trebuie să faci asta continuu, o viață întreagă. Noi așteptăm un rezultat. Zice, eu m-am lăsat, dar nu văd un rezultat. S-a întâmplat n-ai nimic, cum să-L vezi acum. Da, mai spus. Îți trebuie 70 de ani de sacrificiu ca să poți să-L vezi. Da. Și eu când mă mai bucur, face? Da, e o bucurie care nu durează și noi căutăm o bucurie care... Care să dureze, da. Normal ar trebui care să dureze, dar nu o căutăm pe aia. Care să devină starea de permanență, ca și starea de împlinire, ca și, mă rog, adică n-ar trebui să ne simțim împliniți că ne-am cumpărat o mașină, deci e super stupid. Dacă știi câte cheltuieli vin cu ea și câte riscuri de accidente și așa mai departe, știi? Exact. Adică puținul ăla ne menține în siguranță. Așa este. Da. Să mă mai gândesc la ce contexte, ce mi-a mai adus mie doamnele la fileu. Uite, am un context foarte interesant. O doamnă care are toate bolile pământului. Adică așa de multe că și zicea, păi mai și uit din ele câte au reieșit din toate, mai ales că ce-am observat eu că trebuie să fim foarte atenți la degradarea corpului, în sensul că dacă mergem așa către toată partea asta de întuneric și de ego pe care noi am expus-o în toate materialele, adică nu lași de la tine, te ceri cu toată lumea, cauți dreptatea ta, nu dăruiești, iei pentru tine mult, faci pentru tine, te pui pe tine pe primul plan și așa mai departe. Și încep să vină, la un moment dat, provocările nu sunt la nivel de pierdere minoră, se duc către nivelul de pierdere majoră, care poate să însemne propria sănătate și aspectul final e propria viață. Rămâi, mori, da? S-a terminat. Ok. Și mă gândeam la această doamnă care a spus că la început a avut nu știu ce problemă, după aia a avut nu știu ce problemă, după aia a venit problema 3, problema 4, problema 5. Și am constatat asta chiar la mine, că nivelul de provocare crește. Bun. Însă doamna aceasta este într-un context cu totul și cu totul delicat, pentru că între timp au apărut și niște tumori, niște boli din astea care nu, incurabile, da? Diabet, nu știu, în ultimii 3-4 ani sunt acolo, mi-a șerat, cred că 10 chestii, nici eu nu le mai știu toate. Și aș vrea să-mi spui din perspectiva ta, da? Din cum simți și cum vezi tu lucrurile, ce duce o persoană sau... Iar tot alea sunt, știi, dar le mai pomenim. Cum de-a ajuns să aibă la 30 și ceva de ani, pentru că asta este vârsta dânsă, nu știu, 36-38 de ani, să aibă 10 boli, dintre care 3-4 sunt grav. Și ai întrebat-o despre orgoliu? Este cât... Mapamondul mulțit cu infinit. Câte vezi tu. Da. Păi, da. Și critica la fel. De fapt, știi ce se întâmplă? Cred că astea se întrepătrund atât de bine. O persoană care e mega orgolioasă este și mega critică. Adică nu se poate una fără cealaltă. Asta e concluzia mea. Este foarte critică. N-a avut iubire când a fost mică. Mama nu a iubit, adică nu i-a arătat iubire și ea nu a luat modelul iubirii, că n-a avut de la cine. E adevărat. Nu știe să iubească, nu dăruiește, nu luptă, adică i-a rămas cu scheletul acesta de animalic, cu interesul propriu pe primul plan, binele ei pe primul plan. Și oricine îi încalcă binele, devine reactivă, maxim. Da, se supără, chiar spune. Se supără automat. Supărarea aia este scăzută în modul acesta cu boli de lungă durată. Da. Știi că mai vorbeam noi că de fapt nu avem voie să ne supărăm niciodată pe nimeni și pe nimic. Ce lucrează? Nu știu, într-o multinațională, dar nu știu poziția, nu știu ce face. Probabil tot o poziție importantă.
Da, bănuiesc, dar nu Că este, aleg e, nu oamenii este care, așa, ceva că care să le nu e în întrețină. poziție, nu e în poziție de conducere, din ce mi-a zis. Deci, oricum, este, îi întreține. Deci, a căutat o poziție care să-i întrețină orgoliu. Cu siguranță, eu am întrebat-o de ce s-a dus către acel job și a zis că îi place foarte mult ceea ce lucrează. Da? Da, asta spune Normal, că e normal trebuie să se apreciată. ducă într-un job de supunere, de slujire, care să o umilească și să-i scadă orgolul și, corespunzător, dispare necesitatea bolii. Da. Dar orgolul e așa de mare încât, după câte văd eu, se comportă ca un bolid care se îndreaptă spre zid și nu mai o țin în frânele. Da. Ce vrei să spui? Voiam să spun faptul că o persoană ajunge să aibă atât de multe provocări pe fizic fiind tânără, repet, da? Pe lângă faptul că asta înseamnă că are un orgoliu, o mândrie, o ceva colosal acolo, ego, rămânem la ego colosal, că el cuprinde toate astea. Oamenii aceștia, am constatat eu că au trăit niște traume destul de mari când erau copii, să știi. Și cred că acolo iar e nevoie de o iertare, o băcare, o acceptare, o acceptare a ceea ce au experimentat, nu? Au primit exact programele părinților și ei le execută acum. Nu e vorba să-l accepte pe părinte așa cum este iertare. Nu e vorba de iertare. E vorba ca ei să lase armele jos, să vindece acele programe. Adică ei deja sunt părinții lor. Ei sunt chiar părinții lor acum și ei trebuie să se comporte cum trebuiau să se comporte părinții și nu au făcut-o. Da, Deci ei, au a copiat, au ierta făcut înseamnă a lăsa același. armele jos. De fapt, nu există iertare, că n-ai cum să-l ierți pe celălalt. Este vorba că tu ai arme, din cauza asta îl critici și acela îți răspunde. Deci lasă tu armele întâi jos și celălalt nu te mai atacă. Deci întotdeauna nu există iertare, este doar orgoliul nostru foarte mare care este reactiv. Luptă și se apără. Lasă tu armele jos, nu mai critica, nu mai acuza și atunci oamenii se schimbă. Nu să-i ierți pe celălalt. De ce? Păi cum să-l ierți pe celălalt? Că Dumnezeu este în el. Nu? N-ai ce să-l ierți pe Dumnezeu? Că el ți-a dat ceea ce e în tine. Deci omul din fața ta e o oglindă și ți-a întors înapoi ceea ce ești tu, ca să vezi cum ești. Nu ai ce să-i faci celuilalt decât tu să lași armele jos. Că Să accept ce asta te s-a întâmplat obligă. ca atare. Omul Da, e care te foarte greu ca și deranjează, copil. da, omul Înțelegi? care te Dacă ești copil. deranjează, te îngenunchează. Trebuie să accepti că tu trebuie să stai în genunchi Da, eu ca să apară vindecarea. mai spun celor cu care lucrez și care au situații din astea extreme cumva, să se gândească și la varianta în care ei au făcut același lucru în altă viață. Și dau un exemplu, că zice, măi, de ce la 2 ani, la 1 an, la 3 ani m-a bătut mama de m-a rupt? Adică m-a bătut în continuu, eu nu mi-aduc aminte altceva decât bătaie și frică și bătaie și frică și bătaie și frică. Și atunci copilul ăla n-avea de unde să știe, come on, nu are de unde să știe. Acum, ca adult, află lucrurile astea, știi? Dar cred că raportarea cumva, sau dacă vrei, perspectiva din care privim lucrurile, trebuie să fie una, pe de-o parte, detașată, adică să acceptăm că e cu sens ce s-a întâmplat, că e un sens divin în spate, pe care poate nu-l înțelegem, dar e un sens divin în spate. Și al doilea, că există această posibilitate, care mie mi se pare, nu știu, aduce multă limpezime cumva, în care în altă viață am făcut exact ce a făcut mama. Știi? Așa este. Adică, eu am fost supusă contextului de sărăcie în copilărie pentru că am risipit și n-am risipit de la mine. Cu Ai siguranță când executat eram același program pe care l-au două. avut părinții. Da. N-ai... Și tu trebuie să schimbi sensul lucrurilor. Adică Să faci exact opusul a să ceea faci ce. opusul ca să poți să Da. ieși din clenciul ăsta. Da. Întotdeauna programele se șterg făcând opus, dar. Din cauza asta, acceptarea, cedarea este soluția la absolut orice. Pentru că acceptarea și cedarea sunt chiar prezența lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu asta face. Îți dă libertate totală. Ce face El, trebuie să faci și tu.
El ne dă Da, libertate da, da. totală, dă și tu libertate totală. Nu? Da, El nu total. intervine, nu interveni. El Intervine și tu. eliberează, Da. tu eliberează. El nu ne pune condiții, tu nu pune condiții. Și așa mai departe. Trebuie să faci exact ceea ce face el. Da, asta e cheia, cu siguranță. Mă gândeam la doamna aceasta în ce context e, că e disperată, adică plânge în fiecare zi că e tânără și e frică de moarte, o să moară de atâtea boli și de atâtea Pe de așa. altă parte, îi place ceea ce face. Când ar trebui să Da. facă ceea ce nu îi place să facă. Da, îi place ceea ce face, așa a zis. Și îți dai Eu seama, le nu poți să-i recomand. ceri unui om, du-te și fă-te menajeră. Că nu are această putere și înțelegere. Deci el se duce Da. automat spre distrugere, că nu are cum să accepte. Și poate cu ușurință, făcând asta, să atragă energia de moarte în adevăratul sens al cuvântului. Păi făcând, mergând spre comoditate și toate lucrurile astea, de fapt vrea moartea. Nu vrea viața. Ca să vrei viața, trebuie să te restrângi. Da, să renunți. Dar ce Renunți. chestie? Nu renunță, știi? Nimeni Adică... nu renunță, n-avea teamă. Ăștia care au făcut chestia aceasta, programarea aceasta, au știut perfect ce fac. Da. Este un mecanism de distrugere în masă care este imbatabil, este perfect. Asta și afirmă, chiar ei zic, nu aveți cum să ieșiți din Matrix, pentru că este interesul vostru. Interesul Da. vostru este imposibil de depășit. Omul caută un bine pentru sine, nu caută un bine pentru celălalt. Nu vede că în măsura în care el cedează energie, el de fapt se încarcă cu viață. Nu știe asta. Adică nu este interesat să stea jos în mașină, este interesat să dea locul. Nu este interesat să meargă cu liftul, interesat să meargă pe scări. Nu este interesat să ia totul pentru el, ci e interesat să dea tot cât mai mult posibil celorlalți. Nu este interesat să-și apere comoditatea, este interesat să facă efort pentru celălalt, să se sacrifice pentru oameni, să se servească. Nu este interesat să se ridice în sus, e interesat să meargă sub celălalt, adică să se pună sub el, la picioarele lui. Înțeles? Să-l slujească. Este total cum nu facem. Cum nu facem. Mi-am mai amintit de o situație. Cuplu, familie, da, soț și soție. Doamna are amant și domnul are amantă. Și sunt în continuare acolo împreună, dar bineînțeles că există niște meciuri, există niște ping-ponguri și niște conflicte. Cum crezi că se pot rezolva astfel de situații fără conflict? Adică oamenii, de ce ajung în astfel de situații? Cum de se poate ajunge la așa ceva? Pentru că și unul și altul au critică față de unul și altul. Și ca Da, să li unul se față taie de celălalt. critica, să nu poți să zici nimic, ți se dă o altă persoană și învățând iubirea, așa nu-ți mai poți permite să critici pentru că chiar tu ești în situația respectivă. Dar n-ar fi mai simplu să se separe? Că ei rămân în continuare. Eu am ajuns la concluzia că o parte dintre ei, deci contextele astea din discuție pe care le-am avut eu cu doamnele cu care am lucrat, o parte dintre ei rămân tot din orgoliu, să știi, și tot din mândrie și tot din ego, pentru că nu se separă din cauza bunurilor, că au poate afaceri împreună sau au două case împreună sau, știi? Da, dar pe de altă parte, situația asta le distruge critica și pe Dumnezeu asta îl interesează. Pentru că prin critică omul se diabolizează și pierde energie tot imensă. Și în același timp, el fiind una cu toată omenirea, îi pune pe toți oamenii să devină agresivi, critici și mai departe. Deci noi să nu uităm că fiecare din noi influențăm miliarde de oameni. Da, Și nu își da, poate permite, pe el interesează doar să oprească atacul. Restul cu da. Da, bunurile sunt corect, într-adevăr, corect. sunt întăresc orgoliu, dar pe el interesează să nu existe acuzație. Da. Pentru că în momentul în care iubește, omul nu mai poate să critique. Nu mai critică, da, cu siguranță, da. Da, iubirea nu are integrată critica. E în afara Se ei, opune da. criticii, da. Da, corect, 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 corect. Bun. Divinul întotdeauna se opune interesului nostru. El apără întotdeauna interesul tuturor, nu al tău. Apără Da. familia, interesul întregului, nu? Binele comun, da. Dacă urmărești interesul propriu, te-a lovit. Deci mereu trebuie să
Îți lași binele tău pentru celălalt. Și asta este soluția la toate problemele noastre de viață. Atunci ieși din Matrix, ieși din cutie. Altfel nu avem cum Da. să ieșim. Să te lași pe tine. Te lași pe tine. Zice Domnul Iisus, simplu, nu? În împărăția lui Dumnezeu nu va intra decât cel care se lasă pe sine în mod desăvârșit. A zis clar. Da, da, da. Nu va da. Intra. Nicio șansă. Da. A nu intra în împărăția lui Dumnezeu, știi ce înseamnă? Spune-mi că nu știu la ce te referi în modul A ăsta. intra în iad. A, da, păi dacă nu vrei raiul, ce-ți rămâne? Da. Deci Da. majoritatea populației, pentru că nu-și lasă binele lor, ei nu vor raiul. Numai în măsura în care lași, energia respectivă este, te urcă, urci numai în măsura în care lași lumea. Dacă omul nu lasă bunurile sale, bunăstarea sa, dacă nu le lasă, nu renunță la ele, el nu are cum să urce. Toată tema care o aveau ființele acelea cenușii de la dincolo de prag, de la iadul 2, numai asta era. Că au fost pe pământ, puteau să dăruiască și nu au dăruit. S-au ocupat cu adunatul. Deci adunatul înseamnă iad. Înseamnă eu da, pe da. Primul plan, adevărul meu, binele meu, dreptatea mea mai presus de toate, liniștea mea, și asta înseamnă diabolizare. Deci singur se duc oamenii. Pentru că pun preț pe ceea ce este secundar. Iar ceea ce este secundar ia din viață. Și Dumnezeu încă asta oprește mereu lucrul ăsta. Și îl oprește prin boli, prin accidente, prin neplăceri. Când în viața noastră apar necazurile, este un semn de un beculeț roșu, un semnal de alarmă, ai prea multă bunăstare, trebuie da. Să renunți la binele tău. Adică savoare, plăcere și așa mai departe. Sunt o mie de modalități prin care ego-ul se transgresează, se manifestă, se ascunde, se ascunde. Te oprești de la țigară, se ascunde în ciocolată. Te oprești de la ciocolată. Da, e cu masca pusă în continuu, așa trece, este. Trece da. În altceva, trece în, mai știu ce comodități. Da, da, trece da, trece în așa mașină este, mai frumoasă. Așa este, da. Și mașina aia mai frumoasă este chiar diavolul. Zice, unde e diavolul? Păi e mașina aia frumoasă. Ca energie, cu siguranță este cădere. Da, da. Bun, concluzionăm și că, uite, s-a mai scurs o jumătate de oră. Ce am de... Soluția ar fi cât mai puțin bine pentru tine. Da, da, și cât mai mult bine pentru ceilalți. Da. Atunci te încarci cu viață și Dumnezeu îți dă tot ceea ce vrei. Schimbăm 90%, 97% fă pentru ceilalți și 3% real. Pentru... Și nevăzut. Nu-i nevoie să te vadă oamenii. E real. Da, da, da. Te limitezi da. Singur. Ești în camera ta, te limitezi singur, fără să te vadă nimeni. Nu te speli toată ziulica, te speli câteodată. Da. Uneori. Mănânci de 2 ori sau o dată, nu de 3, mănânci de 5. Odată, mai mănânci odată, sau faci așa, mănânci o zi, da, o zi, nu. Și ți se dublează salariul. Și îți dai seama ce fantastic, o să ai un salariu mai mare. Când mănânci o zi, da, o zi, nu. Da, și de ce nu înțeleg oamenii uneori? Pentru că ei spun, Dumnezeu, da, uite, am făcut ca tine și nu mi-a mărit nimeni salariul. Dar ei nu văd că le-a venit pe de altă parte, dintr-o cu totul altă direcție, poate de unde te aștepți cel mai puțin, un sprijin, un ajutor, un s-a legat ceva. Sigur. Da. Faptul și că trăiești, dau seama. Fii fericit nu-și că trăiești, seama. Că nu te-a lovit da, un cancer și o durere. Da, de mult, exact. Am citit la un moment dat că binele ăsta pe care îl faci se poate transforma atât de mult încât dacă în câmp tu accesasei, să zicem, un accident de mașină și trebuia să rămâi fără jumătate de corp, deci era super interesant, de exemplu, pentru binele ăla pe care l-ai făcut s-a retras mecanismul divin și în loc să fie un accident în care nu știu ce, doar s-au pupat mașinile un pic. Corect, înțelegi? Se diminuează, sigur. Da, asta e garantat. Am observat cum funcționează și la mine. Când mă duc către ego, în secunda 2 mi-o iau. În secunda aia, nu peste o reglarea lună. Vine acum. Pentru că pretențiile sunt mari, pentru că le știi. De vreme ce le știi... Da. Deci pe mine de ce nu te oprești? Reglarea vine mult mai rapid decât cel care nu știe. Da. Și uite-te la Dumnezeu, în ce stă puterea Lui? El nu intervine niciodată și din cauza asta câștigă întotdeauna. Da, el nu vrea nimic dar... pentru sine și primește totul. Deci nu vrei nimic pentru tine și atunci viața va veni spre tine. Asta este secretul. Și îți va oferi tot ceea ce
Visezi tu, dar în momentul în care te-ai lipit, te-ai respins automat. Te Da, pierde. Da, da, deci da, trebuie să da. Te ferești să te lipești de lumea. Sunt primele trei porunci din Vechiul Testament, din cele 10, primele trei noi le încălcăm foarte des și sunt cele mai grav posibile dacă le încălcăm. Pentru că greșeala fundamentală a noastră este că punem viața pe primul plan. Punem binele nostru. În momentul în care punem binele nostru, ne-am separat. Ne vedem o ființă separată da. Și intrăm în concurență sau în conflict cu celălalt. Da, omul crede că el trăiește veșnic, știi? Deși rațional știm că venim și plecăm, venim pentru experiență și plecăm și adunăm ca proști, ne zbate, dar câte eforturi și câte lucruri frumoase pierdem, pentru că dai seama, dacă ești focusat să faci bani, nu mai ai timp să te plimbi în natură, de exemplu, sau nu mai ai timp să te conectezi la apa unui râu, sau nu mai ai timp să te duci în vizită la bunica sau mai știu ce Dumnezeu, că tu bagi acolo muncă ca să ții mașina de 10.000 de euro, ca aia de 3 minute mai stă în gât, știi? Mamă, deci e fantastic cum funcționează. Dar știi câte probleme? Toată lumea cu care lucrez, deci la toate nivelele astea și de variate sunt contextele, dacă te detașezi de variația contextului, se reduce exact la ce spui. Deci în două propoziții am spus tot ce spunem de atâția ani, de mii de ori. Știi? Să dăruiești, să te restrângi, să iubești cu... pe toată lumea, să nu mai selectezi, să nu mai împarți în bine și rău, mie asta mi se pare esența esențelor. Pentru că odată ce te oprești să faci asta, automat intri în iubire. Că unde poți să fii? Dar vezi dacă ce nu mai interesante, judeci, nu mai critici, nu mai, știi? Ca să poți să înțelegi lucrul ăsta și să nu mai împarți în bine și rău, tu trebuie să te oferi tot timpul celorlalți, să slujești tot timpul pe celorlalți. Și asta este înțelepciunea, asta este înțelegerea, asta este inspirația. Deci omul vrea să înțeleagă lucrurile, dar dacă nu te lași pe tine, nu? Și nu cedezi un efort, nu faci un efort pentru ceilalți, ai grijă de ei, susții, rupi ceva din tine. Dacă nu faci asta, nu ai înțelepciune, ai văl pe față și nu vei înțelege. Și degeaba îi spui tu să nu mă împarți în bine și rău, pentru că nu are cum. El trebuie întâi să slujească, să fie menajeră sau să fie slujitor și după aceea va avea înțelepciune și înțelege, altfel nu va avea. Niciuna dintre persoanele care te contactează pe tine nu o să aibă această înțelegere atâta timp cât ele real nu devin slujitori. Adică nu-i servesc pe ceilalți. Da. Mai există o tendință, am observat, din ego, evident, se duc foarte mult către ele. Fac 100 de cursuri. Unele au mult mai multe cursuri decât am făcut și eu și așa, știi? Dar punctul în care se află de suferință este colosal. Sau ce experiențe poți să aibă. Pentru că niciun curs nu spune, domnule, fii slujitor. Ca să poți să obții smerenia, că smerenia că este în prezența lui Dumnezeu. Nu cunoașterea te apropie de Dumnezeu. Păi cunoașterea nu cunoaște nimic. Da. Te îndepărtează. Da. Că începi să împarți și mai tare în bine și rău, că ai mai multă informație. Hai să luăm, spre exemplu, templele Zen. În templul Zen, ucenicii, de obicei copii, sunt ținuți 11 ani fără să li se dea nicio învățătură. Deci ei nu citesc nicio carte sfântă. 11 ani ce fac? Munci. La munci. Aia, muncesc, aia ăia mai în vârstă îi pun în toate felurile, îi umilesc, îi ceartă, îi nu știu ce. Învață înțelepciunea din practică. Exact. Știi, și după 11 ani, ei când primesc cărțile, deja au înțelepciunea în ei. Pentru că au învățat-o. Și percepția va fi total diferită, pentru percepția că altfel... Va. Exact. Da. Doamnele întâi s-au dus să caute o înțelegere, dar pentru că nu au muncit... Pentru că n-au înțelegerea, n-au înțeles, nu o pot nu înțelege. S-au sacrificat pentru ceilalți, ei n-au cum să înțeleagă nimic. Da. Omul, deci e super tare. Îl iubesc pe Dumnezeu de nu mai pot. Mi se pare extraordinar. E perfect în ce face. Trebuie să înțelegem că ce vine din față e perfect, că vine de alea, chiar dacă nu ne convine. Da. Și avem nevoie. Și vine exact în momentul potrivit. Deci prin oameni, el apasă butoanele asupra noastră perfect. Știe perfect cum să ne deranjeze, cum să ne umilească. Știe ce să scadă la noi, cum să facă. Deci trebuie doar să înțelegem că ceea ce pățim este lucrul cel mai bun care se poate întâmpla și ne salvează viața în viitor. Nu ai a te plânge de absolut nimic. Și să înțelegi lecția. Da, este atât de important
să pui în practică, pentru că altfel te învârți ca șoarecele alea în cursa aia, într-un cerc continuu, continuu, nu ești de acolo, deloc, n-ai cum, n-ai nicio șansă, știi? Da. Iar oamenii se schimbă numai în măsura în care tu te schimbi. Adică fii tu un model pentru ei și ei se vor schimba. Nu-i nevoie să te vadă. Fii tu acolo un ascuns, Da, nu-i un nevoie model să cum le spui, trebuie. că știi ce tendință mai au doamnele, că îmi zic, Geo, am făcut sesiunea cu tine și i-am spus soțului să facem, să dregem, să nu știu ce, să facă, să dreagă, să... Și zic, stai mă, păi trebuia să faci tu, trebuia să faci tu, nu să te duci să-l pisezi pe omul ăla, că el nici nu știa că există sesiunea aia și acum îl pui vitu dintr-o dată cu mare înțelepciune. Fă tu ce ai de făcut, da, mai ales că femeia influențează atât de mult, este cu atâta... mie mi se pare așa că femeia e cu forța și bărbatul cu puterea, știi? E Goliat. Da, ce să mai... Minunat, minunat. Mulțumesc și pentru Și eu experiența de mulțumesc. astăzi. Mulțumesc. Mulțumim și așteptăm feedback de la cei care ne ascultă să ne povestească experiențele lor de schimbare a realității folosindu-se de ceea ce le povestim, da? De inversarea lucrurilor, de mersul nu către a avea și către a face, care sunt masculine și către a controla, dar astea nu sunt, sunt în afara divinului, și către a fi, a simți și a te dărui cu toată iubirea. Este așa de simplu, trebuie doar să-i lași pe ceilalți în pace. Niciodată nu Da, este da, da. problema la ei, întotdeauna este problema la noi. Și în măsura în care îi lăsăm în pace, viața se armonizează singură, intră în echilibru, fără noi. Nu e nevoie de noi nimic. Că din cauza asta se zice, ceea ce așteaptă viața de la noi este să-l lăsăm odată în pace. Da, mulțumesc, mulțumesc pentru tot ce experimentăm, învățăm aici împreună și să fie de folos și Sau celorlalți. vin la tine Mulțumesc. și zic, uite că a făcut nu știu ce, nu știu ce, și tu le întrebi, l-ai lăsat în pace? Ai lăsat viața în pace? Nu, păi Se blochează când le vreau zic. să fie cum vreau eu. Păi atunci deja nu va fi cum vrei tu, că ți se va opune. Da. Întotdeauna Dumnezeu distruge interesul propriu. Îl destramă, pentru că interesul propriu înseamnă ego. După care, ego, dacă e prea mare, începem să omorâm viața cum să zic, omenirii. Adică omorâm toți oamenii și natura ne urmează și universul ne urmează și deci noi suntem foarte Și periculoși. da, Singura, creăm singurul dușman distrugere în în lumea casă. asta nu este în afară, este ego-ul nostru. E Corect. binele nostru. Trebuie să renunți la binele tău în mod definitiv și în măsura în care este definitiv și ești hotărât și niciodată nu-l mai vrei, atunci viața ta se va schimba. Numai atunci va intra în schimbare. Mulțumesc, Și eu mulțumesc. mulțumesc, să ne fie de folos.